Vă binecuvinteze toată inima pe voi pentru acest motiv că sunteți tineri și că îl căutați pe Dumnezeu. Mântuitorul Hristos a început propovăduirea cu 12 apostoli. N-a ales mai mult. Și voi, cât sunteți, puteți să duceți cuvântul lui Dumnezeu mai departe, să puteți avea alți prieteni ucenici, așa după cum apostolii au avut și ei ucenici și au dus învățătura Mântuitorului Hristos pe fața întregului pământ. Voi sunteți ucenicii lui Hristos. Misiunea voastră nu este ușoară. Misiunea voastră este grea. Este ca și a noastră preoție. Și poate mai grea este a voastră, că voi sunteți între oameni. Prietenii voștri, acolo unde lucrați voi, sunt cu simțăminte lumești, cu simțăminte omenești, cu simțăminte de a trăi viața aceasta pe pământ, cât se poate de comod. Vă este greu, vouă, ca să puteți convinge dintre colegii și prietenii voștri niște tineri ca să meargă pe drumul vostru. Dar voi căsniți-vă, voi faceți lucrul acesta pentru că vă aduceți aminte că Mântuitorul Hristos nu s-a deznădăjduit și că a pornit cei 12 apostoli și ales pe el. Duceți voi mai departe credința în Dumnezeu. Duceți voi mai departe, fiți misionari a Evangheliei și a Învățăturii lui Hristos. Ceea ce nu puteți voi împlini, va împlini Dumnezeu cu puterea mea. Ați venit aici cu toată dragostea, încă o dată vă binecuvântez din toată inima, că și aici, ca și peste tot unde ați fost voi, îl căutați pe Dumnezeu. În fiecare loc unde vreți, îl găsiți pe Dumnezeu. În fiecare biserică unde vreți, îl găsiți pe Dumnezeu. Și adăugând fragment cu fragment, după unde mergeți voi, și cunoștință de cunoștință pe care le căutați în fiecare biserică sau loc, veți face un bagaj de cunoștințe creștinești, în care vă vor mântui nu numai pe voi, dar care vă vor ajuta să explicați și să nu se trai departe. Învățătura Mântuitorului Hristos. Bisericuța aceasta noastră, Bărgănescu, este o bijuterie, ca altă bisericească. Este o bijuterie și așa cum v-ați spus, este unica în felul ei, pentru că unic în felul lui a fost cel care a făcut-o, Părintele Arsenie Boc. Mi-am dorit întotdeauna ca să pot să fac o biserică frumoasă. Când am fost și un tânăr ca voi, de atunci, de la tinerețe, în 2005 ani, am 54 de ani de când măsătoresc aici în Sarcosa, o să admit. Dar m-am implicat în toate nevoile lui spirituale și am lucrat biserica ca biserica aceasta pe care vedeți, inițial a fost foarte mică. Inițial avea o tindă aici, era un pod de jos, mai jos decât ăsta, era ca o căsuță cu o cameră. Mi-a ajutat Dumnezeu, în sfârșit, ca să o fac așa cum este. Toată arhitectura este făcută de mine. Toată subțirea este făcută de mine și din tot ce a fost vechi, nu mai sunt decât 3 metri de zid, de jur împrejur. Restul tot este înălțat cu polele și totul este făcut de mine, cu ajutorul lui Dumnezeu. După ce am construit biserica, în 1967, l-am cunoscut pe Părintele Arsenie, care lucra la mitropolie. Făcea pictură în mai la atelierul Patriarhiei.
Mi-a plăcut cum a lucrat, am văzut ce meticulos lucrează. Am văzut că este o față bisericească. Și dintre toți care erau în atelier, l-am ales pe el. L-am rugat să vină la mine, am făcut devizul, ne-am înțeles. Și începând din vara lui 67, am început lucrarea aici. Mi-am dorit întotdeauna ca Dumnezeu, mi-am dorit întotdeauna ca să am o biserică, nu mare, monumentală. Pentru că monumentalitatea reprezintă lumescul, reprezintă mândria, reprezintă totuși imensitatea în care te poți pierde. De multe ori te poți ruga mult mai frumos și mult mai intim într-o bisericuță mică și caldă. Mi-am dorit ca să îmi trimite Dumnezeu niște oameni cu care să pot să fac o biserică frumoasă, frumoasă, cum o visam eu, acum aproape 30 de ani. Și a făcut Dumnezeu, mi-a ajutat Dumnezeu și l-am cunoscut pe Părintele Arsenie și am început lucrarea cu el. Părintele Arsenie a fost un om deosebit, a fost un om înzestrat cu multe calități, înzestrat cu calități sufletești spirituale deosebit, în mod deosebit, cu har pentru preoție și cu talent de a pune plastic tot ceea ce gândește pe perete. Este ușor să-ți imaginezi că oamenii vor învia cu trup spiritual. Dar ce este foarte greu să-ți imaginezi cum ar arăta un trup spiritual. Părintele Arsenie a avut această imaginație, care eu s-o fătesc că a fost o revelație de la Dumnezeu, această imaginație a lui, de a face ceea ce se vede în biserică și de a arăta prin învierea Mântuitorului Hristos cum arată un trup spiritual. Ne vom veni ulterior și la explicarea icoanei Învierii Domnului. Părintele a lucrat mult aici, extraordinar de mult. Din 67, în 82, cum spune acolo Pisanie, 15 ani. Noi suntem, după regulament, datori că atunci când vine un picăr să-i dăm biserica pereții gata de pictură, adică gletuiți. Gletuiți doar să pună pictura pe ei. Când a venit Părintele Arsenie, aveam biserica din grunt. Nici că încuită nu era lumea. Părintele Arsenie a pus mâna pe găleată, pe bidinea și pe ce a trebuit, pe șpal, sau cum se numește, asta cu care spatlu, da? Și a gletuit pereții. Când tot ce a se vede aici, este mâna lui Părintele. A gletuit pereții. După ce a gletuit pereții, Părintele a început să facă pictură. Părintele a fost, până am luat eu, pictor de categoria 3. Biserica mea era socotit și parohia de categoria 3, având numai 200 de familii. Ei așa categoriseau după stare economică. Aveau 1000 de familii sau nu știu ce, categoria 1. Avea 200 de familii, categoria 3. Și Părintele a venit și a dat voie să vină aici socotitul de categoria 3. Părintele a început pictura. Devizul bisericii noastre, picturii noastre, a fost de 33.000 de lei. Iar harul pe care l-am, adică ce-am dat noi în plus, ce pe mine contactul,
4.000 de lei pentru portretul patriarhului, ridicându-se totalmente la 40.000 de lei. La 40.000 de lei. Am început pictura. Era socotit metru pătrat 90 de lei. Asta în 67. 90 de lei. Părintele Arsenie nu s-a uitat la preț. Nu le interesa materialul. Îl interesa să facă ceea ce gândea el în viziunea lui. Și a început în toamna în 67 să facă pantocratorul. A lucrat de luna august, septembrie, octombrie, la Pantocrator, la Domnul Iisus Hristos. S-o pătriți dumneavoastră că nu sunt mai mult de numai medalionul din mijloc, Pantocratorul, afară de evangheliști. S-o pătriți că nu sunt 3 metri pătrați, nu, sunt 2 metri pătrați. Și că asta a costat 180 de lei. Și-a muncit omul într-o toamnă întreagă. Părintele Arsenie a lucrat cu răbdare nemaipomenită. El a stat în casa mea, eu stăm în casa patriarhului. Încercam ca să îl accelerez puțin, să picteze mai repede. Dar bineînțeles că tot ceea ce vedeți aici este o pictură originală. Că asemenea pictură nu se găsește în nicio biserică. Că toată pictura aceasta noastră este făcută de scene biblice. Că este foarte ușor ceea ce fac pictorii noștri care sunt interesați materialmente, este foarte ușor să tragi cu șablonul doi sfinți pe un perete și să umpli peretele și în două zile, în trei zile să faci un perete. Și este foarte greu să faci 100 de sfinți sau mai mult cât avem noi acolo, pe perintele acela. Deci părintele nu s-a n-a ținut seama de interesele omenești sau interesul material al bisericii și a ținut seama ca să realizeze ceea ce dorem, adică o pictură deosebită, o pictură model, o pictură care să rămână în biserica noastră ortodoxă ca un document, ca o documentație, că biserica ortodoxă este un tezaur nesfârșit de bunuri spirituale, de spiritualitate și de înaltă învățătură creștină. A pornit la această treabă făcând în biserică ceea ce vedeți. A pornit de la ideile pace, adică a vrut ca aceste idei spirituale să le lege totuși de lumea practică. Și a făcut această scenă de stânga bisericii, pe care a intitulat-o pur și simplu sus, vedeți, Biserica și Lumea. Deci a legat biserica de lume și a făcut această parte spirituală, partea de sus este partea spirituală și partea de jos este partea lumească. Aceasta diagonală, așa, care desparte susul galbenul de jos brunul, așa, desparte lumea spirituală de lumea materială. Sus, acolo unde vedeți dumneavoastră și unde se pare că este foarte simplu, trei chipuri de soldați, nu? Sunt toți soldați. Aceste chipuri nu sunt decât același om, când e tânăr, când e la jumătatea vieții și când este bătrân. Înțelegând părintele Arsenie că așa după mostașul este ostaș de la tinerețe până la bătrânețe, și își păstrează credința și datoria de a apăra patria sau de a apăra votarul sau acolo unde e pus cu arma, tot așa omul creștin
este dator să apere de la tinerețe până la bătrânețe, ca un soldat credincios, să apere credința în Dumnezeu și învățătura noastră creștinească, să nu rătăcească. Acolo este Mântuitorul Hristos, care prin blândețea Lui s-a mai văzut icoana aceasta. Cu semnul cu mâna spre cei de jos, care trăiesc în păcate, chemându-i, veniți la mine. Marele mesajul al lui Hristos. De-aia și veniți din cer spunând, veniți la mine, adică nu vă duceți în piazanie. Jos acolo unde vedeți cercurile alea, în colțul ăla, acolo sunt toate credințele creștine, toate credințele greșite. Toate credințele greșite, absolut. Tot ceea ce, și din yoga, din învățăturile indiene, așa, care nu au judecate viitoare, care ei cred în reîncarnare, că nu este judecate, că sufletul se reîncarnează în alt trup, acolo sunt, în formă de gogoși, toate credințele greșite, așa, care bântuie sufletele oamenilor. Și acolo scrie pe fiecare credințele greșite. La mijloc este un călugăr care se luptă pentru lepădarea de sine. Și lepădarea de sine, așa, este prin smerenie, dragoste și credință. Că el este bătut de vânturi și de credințele greșite, vedeți cum demonul din dreapta, de acolo, diavolul, îi spune rapsi, ca un prost coboară de pe cruce. Dar omul smerit și credincios are această lepădare de sine prin răbdare, smerenie și dragoste. Jos de tot, în colț, arată credința greșită a științei. Știința este făcută de oameni. Sunt oameni și nu este altceva știința decât sau negarea lui Dumnezeu, decât mândria unor oameni care li se pare că ei au descoperit niște adevăruri fără voia lui Dumnezeu și fără ajutorul lui Dumnezeu. Și aici, în colț, arată un om de știință, acesta care este cu cartea, un om de știință. Și dincoace, sunt doi oameni, așa, de mare știință. Renan, francezul, care a scris despre Iisus, așa, și care l-a tăgăduit pe Iisus, și Nietzsche, cu supraomul, care l-a dărâmat definitiv. Și aici scrie Renan, oamenii l-au creat pe Dumnezeu. De ce nu e Dumnezeu? Oamenii l-au creat pe Dumnezeu, zice el. Iar Nietzsche, cu supraomului, că nu există Dumnezeu și numai omul, supraom este Dumnezeul lui, Nietzsche răspunde, iar eu l-am omorât. Adică oamenii l-au creat, dar Nietzsche l-a omorât. De aceea și în mod cu totul semnificativ, Părintele trage această culoare, așa, peste fața acestor oameni de știință care l-au legat pe Hristos, care au fost foarte mari oameni, Nietzsche și Renan. Încoace arată valurile vieții. Valurile vieții înseamnă păcatele, toate păcatele. Toate păcatele, absolut. Ingeniozitatea lui Părintele și smerenia lui și cumințenia lui a fost în așa fel ca să vezi niște capete, să vezi o mare ca un ocean și totul să nu te turbure nimica. Nu se vede nimic decât peretul. Pereții, nu? Aici este o femeie desfrânată. Dar nu se vede nimic absolut, decât atâta.
Dincoace, la fel. Dincolo demonul care îi le duce facla a răului înainte și ei se neacă în aceste plăceri lumești. Dar este atât de, cum să spun, simbolic aproape făcut. Nu a venit cu niște culori să facă niște chipuri care să te să te tulbure. Așa. Și este absolut ceva simbolic. Ușor, ușor de tot. Aici arată războaiele. Fără de legile atrag pustiirea pământului. Și pentru că acolo în Pisanie spune, lucrat 15 ani cu multă migală și documentație. Toate aceste texte scripturiste, așa, sunt însemnate, iacă aici, fără de lege atrage pustirea pe pământ, Înțelepciune 5:23. Adică te trimite exact la Scriptură, la textul care spune. Cel care este cu sabia nu este altul decât cel care vărsa prima dată sângele. Cine este? Hai. Urmașii aceștia sunt războinici. Războinici. Și mulți când au venit, care l-au știut, au spus lucrul ăsta. Bine, dar ăștia sunt soldați de acum, dar ei nu știu cu căști, cu nu știu ce, nu? Nu sunt din timpul Cain. Părintele a zis, așa, și ăsta este adevărul, toți care scot sabia, toți care omoară, toți sunt urmașii lui Cain. Deci, toate fără de legile astea, așa, sunt urmări ale păcatelor noastre și urmări, așa, care duc neamul la peire. Mai departe, aici în colț, este Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. Biserica Ortodoxă este foarte spiritualizată. Am întrebat pe părintele și îmi pare rău că nu știam că o să plece așa de repede, că poate l-aș fi întrebat mai mult. Mi s-a părut mie ca om laic, așa, ca un om laic, adică nepriceput în cele ale artei picturii, că parcă este așa mai, parcă e neterminată, nu? Parcă o pictură neterminată. Zic, părinte, ar trebui mai multe culoare aici, mai legate de pământ și nu știu ce. Așa, pentru ca să-mi spună el așa foarte blând, mire el, zice pe părinte, tocmai nu vreau să o leg de pământ, pentru că ea e spirituală. Ea trebuie să arate așa ceva ca un simbol. Nu trebuie să o leg cu culori de pământ de aici. Deci, aceasta este Biserica Ortodoxă, Biserica Sfânta Sofie, altfel, este Biserica Sfânta Sofie, iar aceasta este o biserică romano-catolică, care arătând că aceasta este foarte monumentală, foarte monumentală, dar ea nu spune atât cât spune Biserica Ortodoxă. De încolo pe cruce, este Sfântul Apostol Petru, răstignit, și care a cerut personal să fie răstignit cu capul jos, așa, pentru că el nu merită să fie răstignit ca stăpânul lui, ca Domnul Iisus Hristos. Sus sunt medalioanele. Medalioanele. Care, într-adevăr, Părintele a fost nu numai un spiritualist, adică să aibă niște viziuni spirituale despre ortodoxism, despre scenele biblice. Dar el a fost și un foarte bun portretist. Portretele lui sunt portretele care vorbesc. Iată că lucrul ăsta, că nu stă aici, la mănăstirea din Moldova. Primul stare și primul călugăr. Aici este. Da. Uitați-vă dumneavoastră, parcă vorbește. Uitați-vă, parcă este bine. Parcă ai stat să-l întreb ceva. Dar cu toate astea,
El este cu o figură spiritualizată, cu o figură de om, așa, care se preocupă de cele spirituale și care nu este deloc preocupat de cele materiale. Și am văzut mănăstirile din Vâlcean. Am văzut mănăstirile din Moldova. Am fost și am vizitat aproape toate mănăstirile din Moldova. Și am văzut Agapia, pictura lui Grigorescu, care este o pictură excepțională, nu ca artă bisericească, ci ca artă în sine. Nu ca artă bisericească, ci ca artă în sine. Pictura care se făcea atunci, culorile care se găseau și tehnica cu care se picta atunci a făcut ca să se mențină, să se mențină pictura aproape proaspătă și acum, după atâtea sute de ani, așa cum se vede. Dar nu este o pictură spiritualizată. Intrând în biserică, în partea dreaptă, pe peretele acesta, la mănăstirea Agapia, sunt doi sfinți. Nu mi-aduc aminte care, dar uite, avea însemnați. Doi sfinți. Nu știu dacă ați văzut mănăstirea Agapia, ați fost, nu? N-ați fost. Dar acești doi sfinți sunt ca niște gladiatori, politici, grași, roșii la față, niște gladiatori. Zice-se că așa proceda Grigorescu. Vedea un om frumos pe stradă, sau o femeie frumoasă, o aducea aici, o picta, și făcea după ea un sfânt sau o sfântă. Dar acei doi gladiatori de sfinți, iubiților, vă rog să credeți că nu reprezintă nimic din spiritualitatea ortodoxă. Că sfinții, sub nicio formă, așa ereau, așa ereau, așa ereau, așa ereau, și în niciun caz groș, rotofil, cu niște roșii la față. Doar e frumoasă pictura, dar e o pictură laică. Nu este o pictură spiritualizată. Bisericească doar ca să sfântul putare sau sfântul putare. Părintele a vrut să dea personalitate așa tuturor scenelor biblice, așa cum el le-a știut, cum le-a citit. Poate că nimeni nu știa Scriptura, așa de bine favorită. Pentru lucrul acesta l-a înțestrat Dumnezeu ca să facă ceea ce a făcut. Am pictat 15 ani, să mergem mai nimic, am pictat 15 ani la biserica aceasta. La bine, înțeles, Părintele a pictat de primăvara până toamna, că iarna nu s-a putut, că e frig, că primăvara nu s-a putut, după Paște, cam din mai până prin octombrie a pictat. De aceea 15 ani, mai bine degrabă, înseamnă 15 de ani, nu? Așa. Pictura pe care a făcut-o Părintele este pictură în miniatură. Pictură făcută cu pensul la numărul 1, 2, 3, 4. Și am să vă arăt acolo, la icoanele din față, așa, câtă migală a putut omul acesta să depună aici și cu câtă răbdare a făcut ceea ce a făcut. Tot ceea ce vedeți aici e făcut de mâna lui și de aceste pensule, numărul 1, 2, 3, 4, toată suprafața aceasta, numai el și nu este nicio, măcar pentru normal ornament, să fie întrebințat foarte mănăstrâi. A căutat să dea viață și să lege tainele bisericii de viața religioasă a lumii. Mergând aici, vedeți un botez. El a făcut Sfântul Botez, care e una din tainele bisericii, prima taină, care e ușa intrării în creștinism. Și pentru lucrul acesta, el a făcut aici taina botezului. Nu arăte în figurile atât pe care le-a făcut. Și s-a întâmplat, Părintele a făcut fără să știu eu, sub nicio formă, eu n-am vrut să fac niciodată ca să am un portret al meu aici sau nu știu ce, că nu este așa în viziunea bisericii și a smereniei bisericii. Dar Părintele a făcut singur treaba aceasta făcând botezul unui copil. Părintele Marcel Mihăiescu, așa, a fost consilier la Patriarhie, care și acum
Este preot la Sfânta Maria, Biserica Sfânta Maria, la Mavroieni, acolo la Mavroieni. Asta e soția lui Nașe, ei au botizat copilul. Așa, asta sunt eu și soția, când eram primit de atunci. Asta e băiatul meu și nora mea. Și așa, asta este bunica, soacra mea. Nu pentru asta a făcut el lucrul acesta, dar el a făcut pentru taina în sine. Că acolo scrie următorul lucru, Sfântul Arhanghel Gabriel, și scrie aici, la botez, taina botezului, așa, cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, va se gândi vreodată o taină, se va boteza, așa arată botezul. Iar cel care nu va crede, se va osândi. Bucurați-vă, căci numele voastre sunt scrise în cer. Asta a vrut să spună cu botezul. Mărturisirea, mărturisesc un botez, adică, ce înseamnă botezul? Vedeți, numai el putea să facă lucrul acesta, pentru că era un teolog, care un pic simplu, așa, care, păi ce știe el de asta să spune el? Așa, schimbare aduce botezul în sufletul omului? Botezul aduce nașterea din nou, din apă și din Duh. Prin apă și Duh, omul se naște din nou, așa cum citim noi la botez, lapă de pe omul cel vechi și se îmbracă cu cel nou după chipul Creatorului său. Deci, primul punct, nașterea din nou, din apă și din Duh. Îmbrăcarea în Hristos și unirea cu Hristos, cu persoana și cu învățătura sa. Deci iată învățăturile, așa, pe care Părintele le expune pentru asta a făcut botezul și a făcut chipurile astea, exact pentru ca să arate învățăturile astea, comoara. Și al treilea, înzestrarea cu talente. Adică, aduceți aminte noi când botezăm și facem mirungerea copilului, cum zicem, pecetea Darului Duhului Sfânt. Și Nașul zice amin, pecetea Darului Duhului Sfânt la frunte, la ochi, la gură, la piept, pentru credință, pentru înțelepciune, pentru lumina ochilor, pentru auz, pentru toate. Deci toate darurile acestea se dă copilului la botez. Și Părintele a vrut să arate ce aduce botezul, toate darurile acestea se par. Și în plus, ce mai are copilul la botez? Abia atunci la botez, că zice că copilul când se naște, are un înger care îl păzește, nu zice așa? Se naște cu un înger care îl păzește. Îngerul vine abia la botez. Uite, prin botez mai capătă copilul un înger păzitor. Abia de când se botează, îngerul îl ia în primire pe copil. Deci, iar că sunt învățături bisericești pe care Părintele le-a pus pe perete și pe care Părintele așa ni le-a lăsat aici ca moștenire. Iubiților, am vrut să vă spun, aceste picturi și scene biblice sunt însoțite de texte religioase, scripturistice. Vedeți dumneavoastră drumul acela, arcada aceea, diagonala aceea, care este plină de scris de sus până jos, așa, și ca acest scris, vă închipuiți câte migale pretinde, ca să te apuci și scrisul acesta nu este un scris obișnuit, este un scris pictat. Vedeți cum este așa, Hristos face din păcătoși sfinți. Urmare, ca să vii și să faci atâta text și să scrii lucrul acesta, așa, asta însemnează încă o suprafacere. Măi copii, fetele acelea sunt cele trei sfinte, femei sfinte. Prima este Maria Egipteanca, da? A doua este zi. Elena. A doua este? Maria Magdalena. Și a treia este? Sfânta Fecioară Tecla. Despre Maria Egipteanca știți viața ei. Când a intrat în biserică, spune așa la preoterie, preotul citea Evanghelia în care spune cine vrea să vină pe mine să repede sfințul și acum și asemenea. Ea, care era foarte păcătoasă, a fost foarte pătrunsă de cuvintele acestea.
Așa. Și imediat, după ce a ieșit din biserică, nu s-a mai dus acasă și a plecat în pustie. Și în pustie a stat 47 de ani, ajungând la portretul pe care îl vedeți aici. Nici nu zici că este femeie, zici că este un bărbat atât de slab. Era și în biografia ei spune că se sălbăticise definitiv în pustie și că a fost anunțată ca să fie că sfârșitul ei se apropie și a mers un călugăr care a întâmpinat-o și a aruncat-o haină și a venit în sfârșit. Istoria ei este foarte frumoasă și foarte, foarte semnificativă. Dincolo este Maria Magdalena, care arată serenitatea, bucuria de a fi văzut prima pe Domnul Hristos în ea. Cea de dincolo este Sfânta Tecla, prima fecioară care a căzut, mucenic care a căzut pentru căzătorul Mântuitorul Hristos, după cum, după Mântuitorul Hristos, primul care a căzut din partea bărbaților este Sfânt, primul mucenic este Sfântul Ștefan. Venim la, icoana cea mare a învierii Domnului Hristos. Îmi pare rău că nu avem lumină. Noi avem aici niște lumini frumoase care au arătat pe așa aruncate pe săritură, îi dă valoarea care este foarte frumoasă, valoarea pe care o merită. Să arată ideea pătrunderea culorilor. Iubiților, aceasta este, am impresia sau poate convingerea, că este unica icoană din lume. Să mă ierte Dumnezeu dacă poate sunt atât de încrezător în problema asta sau poate sunt atât de nu mândru, n-aș putea să zic între el. Dar este credința mea că astfel de icoană nu se găsește în toată lumea. Și de ce nu se găsește? Pentru că toți pictorii noștri, toți care au pictat biserici, au fost oameni laici. Au fost oameni care n-au cunoscut Scriptura, au fost oameni care au avut talent de la Dumnezeu să facă portrete frumoase, cum sunt și ăștia, care desenează, nu? Și ai văzut și pe la munte și pe la mare, te duci și gata, ia stai acolo și în 10 minute, în sus, pe oră, ți-a făcut portretul și nu știu ce. Sunt talente de acestea, așa, dar sunt talente omenești. Ți-a dat el mai chipul, dar nu spune nimic ce e în suflet. Ori Părintele a făcut aceasta, e doar Sfântul având în misiunea lui, cum va arăta? Cum arăta el Hristos când a intrat pe ușile cuiate? Cu ce trup a intrat? Ce trup să trebuie să fie avut el? Cum vor fi trupurile noastre la înviere? Că spune la Scriptura spiritualizată, dar cum ar arăta el? Și atunci, Părinte, din toată această gândire a lui, așa, a reușit să facă această icoană a învierii, care încă o dată vă spun, cred că este unica în lume. Eu, din câte am văzut în țara noastră, toate mănăstirile nu există. Și nu cred că nici în altă parte, pentru că toți pictorii noștri au spus, au fost laici și nu au fost teologi, însă Michelangelo, așa, a fost un om laic, așa, ca și Leonardo da Vinci, a fost oameni laici și nu au fost oameni de cultură teologică. Este foarte greu să faci o pictură din lumini și umbre. Această pictură este lumină și umbră. Toate acele cercuri pe care vedeți dumneavoastră, în jurul așa, reprezintă cercurile, așa, sau cerurile, faceți aminte, cum spune Sfântul Apostol Pavel, așa, că a fost răpit la cer până la treile la cer și așa. Reprezintă cerurile și înălțarea, adică distanța până la tronul lui Dumnezeu. Este nu numai pictura în jos, dar dacă, adică nu pictură, nici aș putea să zic pictură, nu? Că nu e nicio culoare pe ea, nu? Și e numai lumină. În afară de veșmântul ăsta, care este așa de diapan, uitați-vă la chipul Mântuitorului Hristos. Este atât de senin, este atât de gânditor, este atât de adânc, atât de grăitor în cele spirituale,
încât în fața acestei icoane îți pleci sufletul și te vezi cât de mic ești în fața lui Dumnezeu. Îmbinarea de culori pe care o vedeți, îmbrăcămintea lui albă, așa pe care o vedeți, îmbinată de culori din prejur, galbenul, rozul, albastru, de jur împrejur, la o lumină aruncată, așa dintr-o parte, împrejiși, arată ca o irealitate, arată ca, ca un spirit care, care nu e legat. Dumneavoastră, vedeți, nu vi se pare dumneavoastră că icoana asta nu e legată de perete? Nu vi se pare că nu are nicio legătură cu peretele? Că este lângă perete? Că este ceva care este atașat de perete? Dumneavoastră vă închipuiți câte apă și câte gândire, și nu numai câte gândire și altă, dar câte revelație i-a dat Dumnezeu lui Părintele. Se poate să facă lucrul acesta. Eu gândesc și eu și dumneavoastră și pe care gândim câte ceva, nu? Dar dacă ne apucăm să punem pe hârtie, nu reușim să punem, ce gândim, nu reușim să desemnăm noi. Iată, Părintele a avut această revelație. De aceea vă spun eu că Părintele a fost unic. Că părintele acesta, care a fost atât de modest și care a făcut asemenea bijuterii pentru Biserica Ortodoxă, părintele acesta, zic eu, nu lauda oamenilor, dar și-a făcut bietul de el, și-a făcut un loc sigur lângă Dumnezeu. Dar cine vrea după mine să-și acruce, cine vrea să vină după mine să-și acruce, să-mi numeze mie, și s-a imprimat în suflet acest text scripturit în această cruce. Unul de la biserică a plecat direct în pustie și a tot aici cum se duce și cum se duce și cum se duce în pustie, așa până ajunge la 47 de ani de pustietate, de trăire spirituală în pustietate. Azi. Mai mergem mai departe? Da. Ha? Voi nu vă mai grăbiți? Nu mi le mandate cu toate. Așa, iubiților, din coace este sinodul la Efes, 431. Sinoadele erau prezidate de împărați. Și era atunci o mare erezie, așa, al Nestorie, care spunea că Sfânta Picioară nu este născătoare de Dumnezeu, ci născătoare de om, că a făcut un om. E un om mai desobit, dar e un om, nu e un Dumnezeu. Și pentru că era această discuție și pentru că secta lua proporții, atunci împăratul a rugat pe episcopi, pe mitropoliți, ca să ia parte, adică să facă un sinod, adică o adunare a episcopilor și să hotărească care e adevărul, cum zice el sau cum este adevărul ortodox, adică pe care îl hotărăsc episcopii. A fost acest sinod de la Efes și a hotărât în plenul lor, bineînțeles, după discuții și după argumente teologice și după minunea care s-a întâmplat în sinod, chiar că Nestorie a căzut la pământ pentru păcatul pe care îl făcea, spunând că Sfânta Fecioară e născătoare de om, a căzut la pământ. Cuvântul lui antropotokos, grecesc, care însemnează născătoare de om, antropos, om, așa, iar sinodul a hotărât dogma, care zice prea sfântă născătoare de Dumnezeu, teotokos, adică născătoare de Dumnezeu, teo înseamnă Dumnezeu și antropos, om. Și dincoace spune numirea dogmatică dată Maicii Domnului de către sinodul 3 ecumenic împotriva ereziei lui Nestorie. Este aceasta o întreagă istorie bisericească, o dogmatică ortodoxă, înțelegi, care nu putea să o pună pe perete plastic, așa, decât un om de mare știință, de mare relație, de mare talent, cum a fost Părintele Asei. Dincolo sus,
este coborârea lui Iisus, coborârea lui Iisus la iad. Aduceți aminte că Mântuitorul Hristos, când a fost pus în groapă, cum scriu și cărțile bisericești, s-a coborât la iad și odată cu el a înviat, a scos din iad pe toți drecii Vechiului Testament. Și atunci, acei între alții, vedeți dumneavoastră, toți care sunt acolo din drecii Vechiului Testament, vedeți că și acest copil de departe aici, care e scris așa mai dezbrăcat, care nu este altul decât Abel, omorât de Cain. Și aceasta este învierea și coborârea Domnului, așa, la iad, și scoaterea din iad a tuturor trecții. Să mergem înainte, să lăsăm catapeteasma la urmă. Aici. Trecem aici, în partea asta. Iubiților, aceasta este judecata particulară a sufletului. Cine judecă sufletul? Mântuitorul Hristos judecător, de dreapta și de-a stânga stă Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezător. Iată, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezător. Mântuitorul stă pe tron. Acesta este cântarul, iar acesta este degetul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu, care ține cântarul. Cea mai bună judecată a faptelor este acest cântar. Și ăsta e cântarul pe care îl întrebuțeau oamenii și cel mai bun tericiile astea decât, sau balanța asta decât tericiile. Ăsta nu poate să mintă, să greșească. Aici arată pregătirea omului pentru Sfânta Pocăință și înainte de moarte. Aici e spovedania. Aici este omul care se spovedește, aici e preotul și aici e Mântuitorul Hristos care iartă. Deci preotul nu este decât un martor între ce declară și între Iisus care știe. Și aici e zapisul păcatelor. Vedeți, aici este îngerul care are în mână un zapis. Când omul declară aici păcatul, îngerul șterge. Când omul declară ce a făcut, omul șterge, îngerul șterge. Dacă omul nu declară un păcat care nu l-a făcut, îngerul nu-l șterge și rămâne pe zapis. Așa. Aici arată în scrisul ăsta toate meritele și toate darurile pe care le aduce pocăința acelui care se primește această taină. Aici este omul care pleacă, bătrân și pe urmă așa în patul de moarte. Aici e sufletul care pleacă. Sufletul este fără sex, știți, nu? De aceea arată și așa, ca un copil. Aici este îngerul, îngerul bun, care ia sufletul și îl pune aici în cântar, binele. Vine judecata sufletului. Aici spune partea îngerilor. Omul, în cinste fiind și nepricepând că este în cinste, alătura s-a dobitoacelor și s-a asemănat lor. Psalmul 48:12. Vine partea cealaltă de dincoace, partea păcatelor. Iubiților, sigur, aceasta este una din învățăturile noastre de bază dogmatice, cum că noi avem viața dată de Dumnezeu ca un dar și că noi nu avem voie să facem ce vrem cu viața noastră. Că Dumnezeu vrea să facem numai bine cu viața noastră, adică să o păstrăm curată, să o păstrăm cu credință, să o păstrăm frumoasă și să o ducem lui Dumnezeu care ne-a dat-o. Iar dacă nu facem lucrul acesta, atunci ne luăm plata chiar aici pe pământ. Aici arată gura satanii, satana, sigur, și aici care primește pe cei care păcătuiesc, și aici pune, după cum vine îngerul Domnului, vedeți, și pune și el un sul aici, un sul de hârtie, adică cu toate faptele bune aici. Aici vin toți demonii ăștia,
Vedeți, aici este unul, aici este unul, aici este unul, aici este unul, aici este unul. Și aceasta sunt toate păcatele. Iată, aici este o femeie, păcatul desfrânării, care totuși așa se vede aici. Asta sunt păcatele tinereții, păcatele tinereții. Dacă vede, aici este un ieduț, vezi? Adică până și de la copii încep păcatele. Și toți acestea, păcatele copilăriei, ale tinereții, ale vârstei, ale bătrâneții, toate păcatele astea, adică toți deal, demonii ăștia, ei te-au scris la mână. Te-au scris, ai furat, ai jurat, ai făcut, ai gris, așa. Fiecare te-a scris la rândul lui, fiecare este pentru păcatul tău, unul este pentru desfrânare, unul pentru furtul, pentru jermânul. Așa, și fiecare te scriu, așa, la catastivul lor. Când moare suflet, când moare omul și sufletul merge la judecată, ăștia vin aici și pun fiecare, de la tinerețe până la bătrânețe, pun aici surul astea cu hârtie, cu toate păcatele. Și bineînțeles că unde atârnă mai greu, acolo se duce omul, nu? Și de obicei atârnă mai greu întotdeauna la rău. Părintele a avut această viziune magistrală, pe care eu am admirat-o, pentru a face așa imaginea. Adică arătând că ți-aduce păcatele tinereților scrise pe hârtie și puse aici. Sau păcatele tinereților, sau păcatele bătrânețe și puse aici. Arătând plastic, frumos lucrul acesta. Am văzut, de exemplu, la mănăstirea Bistrița, undeva în tinda bisericii, unde este iarăși scena judecății viitoare a sufletului. Unde iar este un cântar ca ăsta, însă ce se întâmplă? Aici un demon mic, un drecușor de ăsta ca un șoarice, se agață de ăsta, de gârligul ăsta și trage de el în jos. Înțelegeți? Și asta nu e clar, asta e hoție. Adică să tragă de el în jos. Nu? Iar aici este drept că vine și îți arată păcatele, fără să mai tragă el și aici atârnă păcatele, sulul de hârtie care pune ăsta, trage cântarul, dar ăsta trăgea ca un șoricel, așa cu picioarele, și trăgea de ăsta în jos, așa ca un hoț, ca să tragă mai greu aici. Părintele a făcut această viziune, așa, această arătare a păcatelor noastre și cum se face judecata sufletului și este într-adevăr, știi, teologic, cultură teologică, este o viziune pentru. Sigur că, uite ce zice diavolul, dacă aici zice îngerul, omul, în cinste fiind, nepricepând, alăturat s-a dobitoacilor și s-a asemănat al lor, psalmul ăsta, iată diavolul și ce spune diavolul, ce spune demonul. Zice aici așa, el bătrân, știi că, două puncte, pe pământ ți-am ajutat. Adică omului care moare, care jură, care bea, care face, care drege, nu? Așa-i? Așa. Pe pământ s-am ajutat. Unul de altul l-am ascultat. Nu mi te-ai... Mie, mi te-ai dat în toate zilele. Nu sunt oameni care să blesteamă, să înjură, să dau răului, nu sunt. Sunt. Iată, îți vezi aici faptele și firile. Contrazicere, tăgadă, n-au fost între noi vreodată. Cum sunt unii oameni, că nu există între diavol și ei. Ei, ce diavolul fac și ei? În lume ai fost gura noastră. Nu-i așa? A diavolilor. Cum să te lăsăm pe din afară? Acum toate sunt gata să ții plata. Și aici mânca la data. Și-l ia și îl bagă aici. Deci își ia plata, nu există nimic a neplătit. Și aici și ăștia întreabă, când vine la judecată, la suflet, nu ne cunoști? Noi suntem lumea și viața ta, care ți-ai făcut-o, chipul nostru și asemnarea ta. Iubirile și răutățile tale pe pământ ne-au creat pe noi. Vezi? Iubirile și răutățile tale ne-au creat pe noi, diavolii. Noi suntem egoismul tău. Noi suntem tu.
Vezi? Cum le spune direct. Ce? Noi suntem tu. Ce ești tu, suntem noi. Sau ce suntem noi, ești tu. Așa. Peste noi nu treci și de noi nu scapi în veci. Pentru că suntem una pentru totdeauna. Iată argumentele de care nu mai scapă cel care nu se pocăiește, cel care nu se pregătește pentru viața de dincolo. Sigur că astea sunt luate din paterii, astea sunt luate din viețile sfinților, toate aceste texte. Iubiților, mergem mai departe. Sus de tot este nașterea Domnului, Betleemul. Iată, în partea stângă, magii de la răsărit cu cămilele, iată în partea dreaptă, staulul oilor, când îngerul anunță pe păstori că a înviat, adică s-a născut de Domnul Hristos, mergeți cu staulul și îl veți găsi. La Mântuitorul Hristos, staul, acolo arată cei trei păstori care duc ca jertfă lui Hristos un miel. Mai departe jos, aici, lăsăm medalioanele o parte, sunt Sfinții Gheorghe, Dimitrie și Nestor, a căror viață o cunoaștem noi, viață de sacrament, mucenicie, pentru credința în Dumnezeu. Pictura noastră este făcută, are și specificul de a fi făcut pe două registre. Adică sus arată subiectul principal și jos arată explicația. De exemplu, aici sus arată judecata lui Hristos, judecata Sfântului, și jos arată sufletul. Aici arată Sfinții Gheorghe, Dimitrie și Nestor, iar jos arată din timpul lor persecuțiile creștine. Aici arată persecuțiile creștine, aici este arena romană, aici sunt loșile unde oamenii veneau, cum se ducă la fotbal, așa. Aici era arena unde scoteau pe creștini în arenă și dădea drum la fiară peste ei și îi mâncau și îi sfârșiau și lumea râdea și lumea se bucura. Era pentru ei, în sfârșit, vă aduce la minte că strigau paneme cercensem, adică pâine și șocuri și distracții cereau și ei. Așa. Și aici este Nestor și Lie. Ce-ți aminte că aveau ei un gladiator, romanii puternic, pe Lie ăsta, care tot așa când își bătea joc de creștini și când aducea lumea asta multă ca să vadă, așa, pe lângă că le dădea drumul în arene și îi sfârșeau animale sălbatice, mai făceau și al doilea număr sau altele mai multe, între care era acest gladiator Lie, care îi arunca pe creștini dacii direct în jos, unde erau niște țepi și cădeau direct în țepi. Îi număra și a văzut lucrul acesta și tânărul acesta Nestor și sigur s-a intrigat, i-a părut foarte rău și s-a dus în închisoare la Sfântul Dimitrie, și l-a rugat pe Sfântul Dimitrie să-i dea binecuvântare să lupte el cu Lie. Și i-a dat binecuvântare și s-a luptat cu Lie și vă aduce la minte că acest tânăr de 20 de ani l-a trântit pe Lie, l-a dat jos, adică a răspunat creștinătatea și l-a dat jos în cepile acestea, sigur că împăratul l-a ucis și pe el pe urmă. Dar aici arată, vedeți dumneavoastră, ochiul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Cu această putere a lui Dumnezeu, acest tânăr, acest copil de 20 de ani, a aruncat pe gladiatorul acesta păgân în cepușile acestea și l-a omorât răzbunând pe cei care ucisese el. Aici e Sfântul Gheorghe și Sfântul Dimitrie, așa cum îi cunoaștem noi ca iubiții, aici este înălțarea Domnului la ceruri. Toți sfinții, între astea, noi avem și pe aici pe Sfântul ăsta la margine, de jos, călugărul ăsta, care este, nu-i altul decât, cine e? Părintele Calinic de la Cernica, Sfântul Calinic de la Cernica. Este el.
arată înălțarea la cerul a Domnului Hristos, cu toți sfinții, cu îngerii care l-au dus până sus, iar jos, după Faptele Apostolilor, Maica Domnului, care spune că peste Faptele Apostolilor, peste 500 de persoane, Maica Domnului și cu Sfinții Apostoli, și le arată cum se înălța Iisus în fața lor, se înălța la cer, și când le-a spus, n-am să vă las singur, și am să vă trimit un mângâitor. Iar cele două figuri așa albe, care sunt atât de semnificative și frumoși ca îngerii, sunt doi îngeri care îi încuraja și spunea, de ce vă uitați, de ce sunteți așa tristi? Acest Iisus care îl vedeți înălțându-se, va veni din nou și îl veți vedea cu el venite de orișele, adică la judecata viitoare. Este Mântuitorul Hristos pe curcubeu, așa cum sunt cele șapte culori, cele șapte taine ale bisericii noastre. Domnilor, mai departe, avem lumina asta. Noi avem o Sfântă Evanghelie, acesta este din nou, actualizat, să zicem noi așa. Noi avem o Sfântă Evanghelie care îi spune, că un om care nu știa altul decât Dumnezeu a făcut cină mare. A făcut cină și a trimis slujitorii să cheme pe invitați. Și invitații s-au lepădat. Cel din tâi a zis, mi-am cumpărat 5 perii de boi, mă duc să încerc, nu pot veni. Al doilea a zis, mi-a luat țarină, nu pot veni. Adică mi-a luat pământ, mă duc să-l văd, nu pot veni. Altul a zis, m-am măsurat de curând și nu pot veni. Deci, vedeți dumneavoastră că cina pentru care era pregătită, toți s-au lepădat și n-au venit. În explicația teologică, cina care se făcea era pentru poporul evreu. Poporul evreu s-a lepădat de Dumnezeu și n-a venit la cina, adică n-a venit la credință. Mântuitorul Hristos se trimite pe ei spunând sus, așa, totul este gata, veniți la cină. Iar părintele actualizează și faptul că creștinii noștri nu mai merg la biserică și că au alte preocupări acum, modern, și tineretul modern, iată ce fac. Arată un tânăr modern care, uite, este într-un apartament ăsta modern, așa cum le vedeți, costumul care este, fotoliul care este, telefonul, așa. Și zice el, m-am însurat de curând și nu pot veni la cină. Cina nu este asta, adică masa lui Dumnezeu. Iar asta e soția lui. M-am însurat de curând și nu pot veni la cină. Și mai zice mai departe, m-am însurat. Mi-am rătunjit sarina. Ăsta în Evanghelie spune că și-a luat pământ, cât și-o fi luat el mai puțin așa. Dar ăsta modern ce mi-am rătunjit țarina și aici este globul pământesc. Mi-am cumpărat 5 milioane de cai putere. Racheta. Caut locuințe în altă planetă. Cosmos. Așa că rogu-te să mă ierți, nu pot veni. Nu mai avem noi, adică cei de astăzi, asemenea preocupări. Și astea sunt preocupările tinerilor, așa, și preocuparea lumii moderne. Părintele a făcut lucrul acesta și a făcut. El a fost și un om de curaj. Și a făcut cu foarte mult curaj lucrul acesta, așa, pentru care eu am avut discuții cu dânsul și a spus lui părintele așa. Era perioada care era, venea în biserică și bun și rău și nu-i cunoașteam, așa, și puteau lua de fiecare scenă din asta și să ne facă neplăceri. Dar a rămas și a fost curajos și a rămas așa cum o vedeți, care le prezintă lumea modernă în comparație cu lumea spirituală. Jos este iar partea lumească. Partea spirituală este cerul, masa dumnezeiască,
la care Mântuitorul Hristos este împreună cu toți apostolii și ucenicii lui, adică cu toți creștinii. Are înaintea lui Sfântul Potir, după cum și Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul și toți apostolii. Vă aduceți aminte că la înălțarea la cer a Mântuitorului Hristos, El a spus: cel care nu va mânca trupul meu și nu va bea sângele meu, n-are parte cu mine în cer. De aceea, datoria creștinului de a se spovedi, de a se împărtăși de câteva ori pe an, cel puțin de posturile mari, pentru ca să poată să aibă parte cu Dumnezeu în cer. Acolo e lumea spirituală cu toți sfinții și pe frontispiciu fiecăruia spune și ce sfânt este. Dumneavoastră numărați aici și sunt, poate, eu am zis, că sunt poate 100 de chipuri și poate și mai mult. Dacă numărăm și cei 40 de mucenici, așa și ce este sus și este aici, așa și la altă, cred că sunt mai mult de 100 de chipuri. Și că este foarte ușor pe peretele acestea, foarte ușor să faci din șablon 2 sfinți, să umpli peretele și într-o săptămână să fie gata, decât să faci ceea ce se vede, care e într-adevăr imens și care nu poți să crezi, să imaginezi că un om poate să aibă atâta răbdare să facă așa ceva și nu numai răbdare de a pune pe hârtie, dar a gândi, că el a gândit lucrul acesta. Ei stau la o masă dumnezeiască, masa dumnezeiască, care are, așa cum vedeți dumneavoastră, și o față de masă. O față de masă. Fața de masă, ca la orice masă, are așa de pânză, are coborâtă pânza jos, vedeți? Masa este sus și de aici până aici e față de masă. Cum e marginea asta, da? Părintele Arsenie n-a lăsat să vopsească sau să tragă o singură culoare sau două, trei culori pe această pânză. Și a făcut din pânza aceasta, din fața asta, din masă, un jumăier și a făcut o nouă pictură. Și a luat-o de aici cu portretele. Făcând de aici, deasupra, și-a dat și eu. Adică, stătă-l ăla. Așa. Adică de sus. Așa. Ceea ce este Adam și Eva. După asta, ce este? Izgonirea. Izgonirea, potopul. Așa, izgonirea din izgonirea. Izgonirea și pe urmă potopul. Vezi că scrie. Legământul cu noi. Mai departe. Chemarea lui Moise. Chemarea... A lui Morel. Da. Da. Lasă. De acolo credeți că cunoașteți și este bună vestire, nu? Așa. Și a făcut Părintele, asta este partea noului, Vechiului Testament, iar aici este partea Noului Testament. Este răstignirea Hristos, este învierea, coborârea Duhului Sfânt și toate sărbătorile astea până la judecata viitoare. Judecata viitoare care este ultima aici, așa, și care arată că și morții și păcătoșii din ea vor încerca să se ridice către Dumnezeu, adică răzumiesc pe lumină, dar nu vor putea ajunge decât așa foarte puțin și vor cădea din nou în roșul ăsta. Așa. Iubiților, sigur vă dați seama de aici câtă migală și câtă imaginație a avut omul ăsta și câtă migală. Cine credeți dumneavoastră? Credeți dumneavoastră că mai este ăștia să numești nebuni pentru Hristos care fac așa ceva? Avem noi o expresie în Scriptură, nebun pentru Hristos. Adică face orice pentru Hristos, așa, și pentru lucrul acesta Dumnezeu îl respectește. Cine credeți dumneavoastră că ar mai fi astăzi capabil dintre oameni să mai facă așa ceva și să aibă o asemenea răbdare și să aibă o asemenea viziune despre credința noastră și despre învățătura noastră creștină și bisericească.
Deci, iată o trudă, iată o muncă, iată o concepție. Jos arată tot așa prohodirea unui om care pleacă din lumea aceasta, nunta din Cana Galilei, cu prefacerea de cele 6 vasuri, prefacerea Apei Lumini, iar dincolo arată cei 40 de ucenici care în persecuția lor, între altele, au fost aruncați până la sfârșit în apă și vă duceți aminte că condiția pentru ca să scape era ca să se lapide de credință. Așa. Și cel care se va lăpăda, acela se va operă. Din punct de vedere al picturii, toate pictorile sunt, toate icoanele sunt făcute de Părintele. Icoanele de sus, rândul prim, de sus este al prorocilor, rândul de jos este al icoanelor împărătești. La mijloc este cina cea de taină, care este în mod deosebit făcută, spre deosebire de cina cea de taină al lui Da Vinci, care arată așa masa în linie dreaptă. Iar că la Părintele este făcută ovală așa și este în mod deosebit. Picturii, icoanele mari împărătești, sunt făcute de Părintele într-o tehnică foarte deosebită, adică sunt înfășurate în pânză, și tratate cu anumite substanțe, încât să lupte împotriva cariilor, să nu se, niciodată să nu fie atacate de cari, și sunt lucrate extraordinar de minucios și de frumos, arătând aproape a nu fi cu pictură, a nu fi făcute din culori și arătând ca și cum culorile ar fi exact născute odată cu lemnul. Acolo este Apostol Petru și Pavel, care sunt sprijinitori bisericii, țin în mână Sfânta Biserică și biserica acolo țin ei la noi este Voronețul, despre care eu am pomenit-o Părintele, care mi-a făcut această plăcere, de a picta Voronețul în mâna Sfântului Petru și Pavel. Aici este Maica Domnului și Domnul Iisus Hristos, așa, într-o altă imagine decât aceea care o fac în mod clasic pictorii noștri mai bust, așa, aici este Sfântul Nicolae la margine, care este patronul și reclamă bisericii noastre. Pictura noastră este o pictură deosebită, pictura noastră este o pictură care este o avuție a bisericii noastre ortodoxe în general. Și că pictura aceasta ar fi trebuit păstrată și ar fi păstrată biserica întreagă ortodoxă. Iubiților, vedeți că în afară de Sfânta Pictură, așa, avem această mobilă pe care o vedeți, care sunt catapiteasma și strălile, care sunt făcute la piatra, la Târgu Neamț, lângă, într-o comună, acolo care este mai de pictor, și care e făcută cu minuțiozitate, cu dragoste, și care este să îmbină foarte bine cu pictura noastră. Această sculptură deosebită făcută în stejar și această pictură deosebită făcută de Părinte Arsenie formează un tot armonic, un tot în care dă frumusețea integră a Sfintei Biserici din Lărgănesc. Noi când am pictat-o și când am sfințit-o, am uitat să vă spun că înainte de a termina noi pictura, Părintele Arsenie a spus, eu l-am întrebat și am spus, Părinte, mai ai? Să-mi spui că termin. Părinte zice, eu i-am spus, mergeți mai repede cu pictura și vă duceți-vă și alte biserici, că era foarte solicitat. Și el mi-a spus, Părinte, n-am făcut nicio biserică, am mai lucrat la Elefterie puțin. N-am făcut nicio pictură și nu mai fac. Asta este prima și ultima, pentru că nu o fac pentru lume, nu o fac pentru bani, și o fac ca o jertfă, ca un omagiu pe care îl dau lui Dumnezeu pentru darul pe care mi-a dat. Dumnezeu mi-a dat darul pe care mi-a dat, iar eu, ca omagiu, îi las în urmă mea această sfântă pictură ca să fie pentru voi toți.
cel vechiu de zile care le făcu preom. Ce splendor! Care le pentru noi oamenii s-a făcut-o. Nicolae Cavasila, arhiepiscopul Salonicului. Sfântul Atanasie cel Mare al Alexandriei, Niceea 325, simbolul de credință atanasian. Sfântul Dionisie Areopagitu, arhiepiscopul Atenei. Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforu. Sfântul Apostol Iacov, fratele Domnului Episcopul Ierusalimului. Moise prorocul. Iisus Hristos arhiereu. Melchisedec împăratul Salemului, adică al păcii, Sfântul Policarp al Zmirnei, Sfântul Andrei Criteanul, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Ciril al Alexandriei, Sfântul Grigorie Palama, mitropolitul Salonicului. Sfântul Grigorie Palama, mitropolitul Salonicului. Arhidiacon Ștefan. Da. Mucenic arhidiacon Ștefan. Și acum Sfântul Spiridon al Trimitundei, Sfântul Ierarh Nicolae din Mira Lichiei, Sfântul Atanasie cel Mare al Alexandriei, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfânta Evanghelie, Sfântul Apostol al Arhiei. Al Ierusalimului. Iată, eu cu voi sunt trup și sânge în toate zilele până la sfârșitul veacului. Policarp al Smirnei, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan cel Milostiv al Alexandriei, Ulfilas episcopul Goților. Sfântul Vasile cel Mare înaintea lui Festus, Tirane, de acesta suntem bătuți. De surghiun nu-i pasă, avere n-are să-l deposedăm, iar de moarte nu se teme. Când i-am spus că nimeni nu mi-a vorbit așa, mi-a răspuns, se vede că încă n-ai întâlnit episcop. Sfântul Ioan Gură de Aur, iarăși se tulbură Irodiada, iarăși cere pe tipsie capul lui Ioan. Exilul Sfântului Ioan Gură de Aur, de la soborul întâi ecumenic, anul 325, Sfântul Nicolae al Mirelor Lichiei, Sfântul Spiridon al Trimitundei, la mijlocare.
al Sfântului Atanasie cel Mare pentru lupta sa împotriva arianismului. Ce căutăm pe Atanasie. Mergeți înainte. Din viața și pătimirile cuviosului Ștefan cel Nou, pe vremea împăratului iconoclast, Constantin Cofronimul, care a tiranisit biserica între anii 741-775. Mucenicia Anei, sfânt și drept îl știu pe Ștefan. Iar cuviosul, primind mucenicia la 53 de ani ai vârstei sale, în 28 ale idelor lui noiembrie, cu vina de pe urmă. Ștefan ne-a făcut temnița mănăstirii. Sfântul Ioan Damaschin, Patriarhul Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Tarasie, Împărăteasa Irina, Maica Domnului cu Mântuitorul. Constantinopol, 19 februarie 843, Duminica Ortodoxie. Și acum citesc și Maica Domnului. Împărăteasa Teodora. Patriarhul Metodie Mărturisitor, Nicolae Cabasila, episcopul Tesalonicului, cuviosul Teodor Studitul. Vă mulțumesc din toată inima, sunt multe de vorbit, sunt multe de spus, ne oprim aici. Vă mulțumesc din toată inima, Dumnezeu să vă dea sănătate și putere să duceți mai departe tot ce ați văzut frumos la noi. Iar ce ați văzut mai puțin frumos, țineți pentru noi.